Salutare! Revin la deserturile lui Grolet, pentru că atunci când Cédric Grolet face niște cookies, poți să fii sigur că nu sunt niște simple cookies. Nu, vin la pachet cu un soi de dulceață de smochine, evident homemade, și migdale caramelizate. Enjoy! Topiți untul la foc mediu. Adăugați smochinele, semințele de vanilie, inclusiv păstaia și mierea, și gătiți la foc mediu 5 minute. Păstrați la temperatura camerei 2 ore. Amestecați smochinele aromatizate cu vanilie și miere cu cele proaspete. Păstrați la temperatura camerei. Prăjiți migdalele la cuptor la 165 de grade Celsius 15 minute. Folosiți o oală de dimensiuni medii pentru sirop. Amestecați zahărul și apa și coaceți la o temperatură medie până capătă o culoare aurie, fără să amestecați. Eventual, rotiți oala ca să vă asigurați că se coace uniform. Când a ajuns la acea culoare aurie, mai precis până la 105 grade Celsius, adăugați migdalele proaspăt prăjite. Amestecați astfel încât toate migdalele să fie acoperite de caramel. Transferați pe un covoraj de silicon sau hârtie de copt. Lăsați-le să se răcească 10-15 minute, după care le puteți mărunți. Cerneți făina, bicarbonatul de sodiu și pudra de cacao. În bolul unui mixer, adăugați marțipanul, vă las linkul cu rețeta în descriere sau în colțul din dreapta sus, untul, sarea și ambele tipuri de zahăr. Mixați la viteză medie. Din când în când, ștergeți cu o lingură de silicon pereții și baza bolului ca să vă asigurați că amestecul e omogen. Adăugați ouăle puțin câte puțin. Continuați cu ingredientele uscate cernute, alternând cu ouăle. Într-un final, adăugați jumătate din cantitatea de gem de smochine și migdalele caramelizate. Cu ajutorul unei linguri pentru înghețată, formați fursecurile de aproximativ 60 de grame fiecare. Puneți-le în tavă cât de cât distanțate. Păstrați-le la frigider 20 de minute. Coaceți la 180 de grade Celsius 12 minute. Decorați cu cealaltă jumătate de gem de smochine, smochine proaspete și ulei de măsline extra virgin. Asta a fost, sper din toată inima să le încercați acasă, sunt convinsă că o să vă placă. Pentru pasta de migdale sau marțipan vă recomand să o faceți acasă. Aroma aceea intensă de migdale nu se compară deloc cu cea unei paste de migdale cumpărate din comerț. Vă las linkul pentru rețetă în descrierea acestui clip. Pe curând, I bake you!